ce viață mai duceam. Formația Azur? Formația Azur din Brăila. A fost începutul dumneavoastră național. A fost începutul nostru fulminant. Prima formație din România care a adus pe piața muzicală Maneaua. Genul ăsta spre oriental. Ați stârnit foarte multe invidii. Odată cu succesul a venit și invidia. Și ne-am trezit cu câte o circulară în care spunea, datorită polorii folclorului, sunteți suspendați pe viață din activitatea artistică. Aveam 700 de mii de lei pe cec și în casă 70-80 de mii de lei. Nu vă era frică? Când vedeai poliția deasupra capului, venea bine? Păi, pentru că la un moment dat, fetița mea, tată, tu ești hoț? Nu, tata nu-i hoț, tata nu fură. Atunci de ce vine miliția în fiecare zi în casă la tine? Treci mândra mea grăbită. V-ați cunoscut sufletul pereche? Unde? Cum? M-am uitat, am văzut-o și i-am dat o întâlnire fulger. Vreau să te căsătorești cu mine. Și ce? Dar nu vă cunosc, hai să mă cunoști. Bogăție de când ești, tu faci lumea rea. Cum ar fi viața omului fără muzică? Leacul cel mai ieftin pentru om, pentru necazul și durerea lui, este muzica. Viața noastră pare un tren lung, în care toți... În această toamnă se numără vedetele populare la Etno TV.